1 noiembrie este ziua în care oamenii își îndreaptă gândurile mai mult ca de obicei înspre cei dragi care nu mai sunt printre noi. Numită și ziua morților, ziua tuturor sfinților, luminația sau luminațiile, 1 noiembrie este celebrată în foarte multe țări creștine din lume și în diverse regiuni din România, în special în Transilvania. În această zi, mormintele sunt curățate și împodobite, iar familiile celor decedați aprind lumânări și rostesc rugăciuni în amintirea răposaților. Ziua morților sau luminația, sărbătoare religioasă importantă în România, cunoscută și sub numele de Ziua tuturor sfinților sau Ziua sfinților, este dedicată comemorării în special a celor dragi care au decedat. Oamenii obișnuiesc să meargă la cimitire pentru a-și vizita mormintele celor dragi, curățate și împodobite cu flori, lumânări și lămpi funerare. Se crede că lumina acestor lumânări îndrumă pe cei decedați în lumea de dincolo. Mormintele sunt acoperite cu flori proaspete, în special crizanteme, care sunt considerate simboluri ale morții și rememorării celor decedați. În anii trecuți, familiile și prietenii se adunau pentru a pomeni morții și dădeau de pomană mâncare și băutură. Se crede că sufletele celor morți vin să se hrănească cu această mâncare simbolică. De ce îi pomenim pe cei morți? Pentru că biserica îi numește pe cei trecuți în viața de dincolo adormiți, termen care are înțelesul de stare din care te poți trezi. Biserica nu vorbește de trecerea într-o stare de neființă, ci de trecere dintr-un mod de existență în alt mod de existență.